Ia să vedem ce e asta. Cremă anti-acnei. Extracte naturale, arnică, prietenească, coada și ulcerile. Si siamo a batteria curia. E un cerdano. E foarte bună asta pentru. Păi și ți le scoți în fiecare zi și ți le pui? Da. E cum i-ar sta cu ochii albaștri. Dimineața le pun, seara le scot. Da? Le pun mâine. A, și mai am... A, da, aici se pune... E cutiuța pentru... În asta pun... După ce le scot. Uite și mască de baie. De nu, față. Aia e pentru față, pentru coșul. E cu argilă, e foarte bună. Și eu vreau să-mi faci o mască de-asta. Da, de două ori pe săptămână. O dată, să văd cum e. Da, scrisorică, nu mi-a trimis? E, nu, să fi trimis, dar e oprită. Mulțumesc. Eu încerc, dar nu prea reușesc. Hai să fiu sigur. Raimon și Constantin. Acestea sunt pentru tine de la Mica. Aha. Oricum pe punga mea scria mai frumos că scria Rai, 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 Rai. Da, da, da. Așa poate scrie Tina, Tina, Tina. Uite mă că scrie poate scrie. Vezi la mine Tina, Tina, Tina? Da, aici. Oho, wow. Shoot. E, și ăștia sunt frumos cu lui. Ia. 37. Are guste foarte bune. Mamă, ce tari sunt, îi dai la unul de-asta un șpiț. Mm-hmm. E gata. Gustă foarte bune. O, da, așa, dresuri, da. Foarte groși. Dresuri, da. Stil colat. Și ăsta ai văzut? N-ai văzut. Aha, am lăsat-o pe ultima. A, pe care a avut-o Corina la gală, în gală. Dar nu e mai frumoasă asta. Nu e mai frumoasă. Foarte frumoasă, o să iau în gală. Cu spatele, uai, de mine e fenomenală. La atmosfer 36. E perfect. Ho-ho. Mai sexy, super sexy. Îmi place. Mica, ești o drăguță. Ești super drăguță. Cum să ne ajungi să iubești astfel de oameni? Stai că aici sunt accesorii. Știi că le face ea? El le face pe astea. Da? Da. Nu cred. Ba da. De unde știi? Că mi-a spus în atâtea scrisori. Toate accesoriile care le am, majoritatea sunt de la ea. Păi da, ce bine știe să facă. E da, cred că are un magazin cu dintre astea. Eu ce nu este specific bărbătesc. Tot în ce sunt bărbat. Nu sunt deloc complicat. Mm-hmm.
fashion jewelry. Uite, ăsta are și al cei. Da, păi și ăsta, lăsa. Ăsta e negru. Să nu le pierd să fac vreo prostie. Așa, când să amă rochiră și pun pe ăștia negri și invers. Trebuie să punem asta aici, așa. Tine. Tine. Uite, pozele să nu le pierd. Nu ți le arăt. Ha-ha. Dar totuși la mine să te uiți mai mult seara. Poftim? Seara să te uiți la mine. Pentru Constantina and Raimond de la Mica. Ta-na, ta-na. Na-na-na-na-na-na-na. E un cer, dar nu prea reușesc. Să duc și crema. Să nu știu, de ce le țin eu aici, ca la... Sau să nu mai fac duș la voi, cât mai stau? 9:30, pentru o oră jumate. Nu mai fac. Cum ți le arunci tu de la pășa, frumoasă? Băi, le aranjez când vin. De unde? Tu ce să zici? Mai vii tu obosit să le faci, nu? Băi, trebuie că doar nu dorm cu ele în pat. E, le arunc în dulapoc. Nu le arunc în dulapoc, că nu-mi place, că nu le mai găsesc doar două zi după aia. Dar dulapurile voastre sunt mult mai mici. Sunt foarte mici ale voastre. Mm. Ai vărsat și aici un pic de vin. N-am vărsat iubire. Nu? Nu mai ești vinovată. Mm. Au, vărutat. Băi! Băi! Îți spune să faci rău! Mm. Eu te pot pus frumos. Păi și-o vărsat. Ce-te frumos? E un cer, dar nu prea. Mai avem foarte puțin jos. Terminat? A fost plină? Este specific bărbatesc. Ai desfăcut o sticlă sau era? Era plină. Am băut o sticlă? Nu, era plină, băi. Era un pic, luat un pahar. Cine a fost pofticios? Laurențiu, care altul poate fi pofticios? Că și din aia altă, nu că mai e una întreagă, jumate, tot Laurențiu bot. Gata, cu litetie ți ajunge. Ia și asta. Îți ai pun? Mm-mm. Nu mai. O, aia? Dar să știi că nu m-am amețit deloc. Hai că îți mai pun unul atunci. Prima dată când beau atât de mult vin. Iar? Cred că s-a saturat Luci să vină da, da. De la Rai, familia lui Rai. Nu. Pentru Raimuș Castanet, de partea Larisei Vlad. Păi, Larisa... Hai, dacă vezi ce am primit, nu cred. Dar nu ghicești. Ce? Nu ghicești. Nu ghicesc. Nu ghicești. Cremă. Nu ghicești. Ce? Deci nu ghicești. Ce? Nu ghicești. Păi n-am cum să ghicesc, că n-aș ști. Ai trei opțiuni. Ceva ți-ai folosit tu acum, ieri și alaltieri. Placă? Un plator? Pentru tine? Ia mă, iubire! Cremă! Masajul! Ăla? Aparatul de masaj? Da! Serios? Dă să văd! Nu vine să cred! Fetelor, sunteți fenomenale! Vă trimit acest aparat de masaj pentru a vă relaxa și a putea...